Să începem cu găurile. Tot așa nu avem nicio problemă. Sau semn pentru fiecare. Deci nu o să dați greș. Pe exterior vin ledurile mari, pe interior ledurile mici. La ledurile mari o să dăm o gaură de 8. Pe interior 6. Ledurile mici sunt în diametru de 6 suporții. Aici tot 6. Să nu greșiți să dați gaura mai mare, că pe ei trebuie să puneți leduri mari sau puținele. Dacă tot avem burghiu în mână, o să dăm și la volmetru. Aici puteți să dați pe cât o fică, e de 32, deci nu o să greșiți cu nimic. Acum pentru mâner o să dăm gaura cea din margine, sunt 3 găuri, 1, 2, 3, deci de, cea de către interior, de 4, da? Să aveți grijă când scapă burghiu să nu treceți la următoarea dimensiune. Așa. Acum o să trecem în față, la linile din față. Tot așa au semn. Aici o să vină de 8, pentru că sunt ledurile mai mari. Așa, să dăm și pentru far, avem în mijloc semnul. Așa, cu grijă să nu zgâriem coca. Și acum o să trecem la montarea suporților la leduri, care vin în set cu luminile. Deci avem 4 mari și 2 mici. Haideți să începem cu fața, să luăm bavura prima dată. Așa, la toate. Bun. Să punem un suport. Așa, începem cu partea asta aici. Are o garnitură, o șaibă, eu nu o mai pun, pentru că fiind plastic se strânge foarte bine și fără șaibă. Și atunci o să strângeți cu cheia de 10 cele mari și cu cheia de 8 cele mici și continuați cu toate până le instalați. Da, am pus suporții ledurilor, eu le-am și lipit deja, deci acesta este setul. Mai nou văd că vin cu protecție pentru câte două leduri, la fiecare două leduri o protecție, înainte veneau fiecare led cu protecția lui. Ele funcționează la 5V, dacă cum le alimentăm la 12, va trebui să folosim protecția care e o rezistență. Pentru asta o să trească să desfaceți legătura de aici. Da? Tăiați frumos cu cutter-ul aici, ușor, așa. Desfacem. Negativele sunt toate legate la un loc, iar pozitivul are câte o rezistență pentru fiecare două leduri, două mari și două mici, da? Le dezlipiți de aici și atunci o să, dacă le puneți
fiecare cu LED-ul lui, dar va trebui să vă legați undeva la mijloc ca să faceți legătura, pentru că ele sunt legate, cele de față, cele de spate mari și cele mici, la un loc. Nu sunt legate cum vrem noi. Eu am pus rezistența de 1 kg pe fiecare, deci am dezlipit de aici, am pus pe fiecare și atunci, ca să nu întind prea multe sârme, i-am pus aici rezistența și atunci nu am fire foarte multe întinse pe cocă, da? Deci aveți grijă dacă nu are protecție să nu le ardeți. Cele care au filamentul spre galben, de acestea două vedeți că au filamentul, nu vă uitați în cap, au culoarea galbenă. Cele de pe spate au culoare transparentă, nu au nicio culoare. Și care vin cu cele mici, care nu mai contează că sunt roșii, că sunt albastre sau ce culoare sunt. Da? Am făcut legăturile, deci să fiți foarte atenți, plusul pe exterior, da? Minusul pe interior. Și acum o să punem voltmetru, o să vină o gaură de 32, dacă pentru orice eventualitate să măsurați, avem burghiul acesta, nu e 32, e 30, vedeți, vreau să vă păcălesc, deci o să dăm, am dat o gaură de 28 și următoarea e de 30. Perfect. Să nu uitați să decupați frumos cu cutterul folia de protecție și o dați jos, ca atunci când luați folia la final să nu vă încurce, să fie băgată pe dedesubt. La mânere la fel. Deci avem aici, avem aici. Eu le-am tăiat dinainte să nu mai pierdem timp. Și unde vine butonul on-off, iară, și la far la fel, da? Acestea sunt punctele unde trebuie să luați folia, da? Haideți să punem voltmetru. Vine cu o piuliță de plastic, foarte ușor. Așa. Îl punem drept. Strângem cu mâna, nu trebuie să forțați cu chei și alte chestii. Acum o să punem farul. Farul este de 25. Burghiul eu l-am avut de cum merge din 2 în 2 cu soț. Am dat de 24 și l-am lărgit un pic. Să nu dați gaura mai mare, că atunci o să vă chinuie când îl pune. Să intre un pic forțat. Nu foarte tare, dar un pic, da? L-am prins. Aici îi prindeți câteva puncte de adeziv, ca să stea cablu frumos și lăsați liber pentru când o să trească să legăm la ubec. Haideți să prindem farul. Deci îl punem frumos aici, să nu iasă foarte mult în afară, sau dacă e mai interesant pentru noastră, îl scoateți cât doriți, da? Așa, o să îl lipim acum. Pe interior, da? Acesta este farul. Da, și gata cu farul. Acum o să trecem la butonul on-off. Deci el vine pe partea stângă a bărcii, unde se termină marginea cuvei, cam în drept cu ea. O să trească să puneți capacul și cuva provizoriu, deci o puneți așa aproximativ la unde vine ea și exact în mijloc dați semnul, da? Am decupat și aici plasticul să nu ne încurce și acum să încercăm să-i dăm o gaură de 20, să punem un burghiu mai mic să nu obosim mașina. Așa, și aici ăsta e chiar de 20, ultimul o să ne ducem până la capăt. Thank you.
să punem butonul. Aici butonul are o ranură. Vedeți aceasta? O să trească să decupăm un pic aici cu cutterul ca el să intre, pentru a nu se răsuci, da? Ne uităm. El vine cu 1 în față, 0 în spate, deci va veni așa, deci ranura va veni aici, la mijloc, da? O să decupăm un pic cu cutterul. Nu foarte mult, foarte puțin, exact la mijloc, da? Una. Un pic de canal. Așa, vedeți, este foarte mic, numai cât să intre butonul. Să luăm băurașe de pe afară. Așa. Aveți grijă ca garnitura de pe buton să fie la locul ei și o să punem butonul aici, da? Vedeți, intră în ranură. Așa, și îl apăsăm, ținem de spate. Așa, și acesta este butonul.